Îți devine starul. Da, Robert, te rog. Am de la pagina 27, pe 24, 25. 27. 27. Deci la pagina, câte ești, Robert? 27. 27. 24 la pagina 27. Așa, 27. 25. Da. Sau 25 între cele, da? Poftim, există 25. Cunoscând 5A plus 2B egal cu 36. 5A plus 2B egal cu? 36. Da. Și A pe 4. A supra 4. Egal cu B pe 5. Da. Egal cu C pe 12. Da. Determinați A, B și C. Bun. Amplifică prima fracție cu 5. Așa, de ce cu 5? Ca să lăsăm. 5-a. Da. Hello, lăsați-l pe Robert. Robert. Da. Hai să vedem, Robert. Deci construim pe 5-a. Deci construim pe 5-a, mulțim și sus și jos cu 5. Construim pe 2-b și mulțim și sus și jos cu 2. Da. Și atunci, egal, în șirul de rapoarte, zicem, egal mai departe cu 5-a, supra 20, plus 2. Bine, Robert, putem continua. Că e aceeași fracție, dar mulțit numărător, valoarea nu s-a modificat. E fracție echivalentă. Deci 5a pe 20 egal cu 2b supra 10. 2b supra 10. Și egal cu c pe 12 și egal cu a pe 4 și egal cu b pe 5. 36 pe 10. Și egal mai departe acum. 5a plus 2b. Două din ele le adunăm. Supranumitori adunați. Egal cu 20. 5a plus 2b supra 20 plus 10 și egal cu 5a plus 2b este cunoscut, 36 pe 30. Simplificăm egal cu 6 pe 5. Care egal cu k. Și k-ul, ăsta e k-ul chiar. Da? Valoarea lui k, valoarea lui raportul. Și ne întoarcem. A pe 4, a pe 4, Robert, egal cu 6 pe 5. Din care iese că 6 pe 4 pe 5 este 24 pe 5, 5, da? Da. 24 pe 5. Apoi, Robert, vorbește, te rog. B pe 5 este egal cu? Egal cu 6 pe 5. Da. Și rezultă că B egal cu 6 ori 5 pe 5 pe 5. Adică 6. 6. Și C pe 12? Egal cu 6 pe 5. Da. Și rezultă că C egal cu 12 ori 6 pe 5. C egal cu 12 ori 6 pe 5, adică 72. 72 pe 5. Cu asta am terminat exercițiul. Robert, spune-mi unde ți-a plăcut ție. Care a fost secvența care ți-a plăcut în exercițiu? Deci am scris șirul de rapoarte dat de autor. Și aici este important. Când construim pe 5A, pe 20. Deci ne permitem. Dar de ce n-am început cu 6 sau cu 7? Că n-avem nevoie decât de 5A. Deci faptul că e 5A te determină să mulțești fracția, să o duci într-o altă echivalență, să continui șirul de proporții, da? Să faci, să continui cu încă un raport, 5A pe 20. Și de ce 2B, de ce mulțim cu 2 și sus și jos? Că am nevoie de 2B, nu cu 7B, nu cu 3B, ci 2B. Și pe urmă ce fac? Pot să adun două sau trei din ele câte am în relații. Deci noi am adunat pe 5A plus 2B supra 10 cu 20 și iată 36 pe 10 și 6 pe 5 și tot este rezolvat. Poftim, Magoia. 24. Robert. 24. Se știe că X pe 7. X pe 6. Pe 7. Pe 7, da. Egal cu Y pe 3. Da. Egal cu 10 pe 1. Da. Și 8x. Și dedesubt 8x. Minus 5y. Minus 5y. Egal cu 2. Egal cu 2. Calculați produsul x. Apropo, hai să traducem în limbajul acela cu direct proporțional. Deci de parcă ar spune așa. X, Y și Z. X, Y și Z. Direct proporționale sunt direct proporționale cu șirul de numere 7, 3 și 1.
exercițiu 25. Da? 7-31. Și atunci noi știm asta și acum trebuie să folosim relația de aici. Produsul, vrea. Da, și produsul. Și x ori y ori z egal cu semn de întrebare. Bun. Să zică Robert, domnul profesor, vedeți dacă m-a înțeles. Păi tocmai, ia. Miruna, lasă-l, că e tema lui și îți vreau să fii înțeles de toată lumea. Nu-i nimic. Lucrează înainte, nu trebuie să stai în ritmul așa, ci lucrează înainte. Și fiecare, dacă voi sunteți cu lecția mai în față, lucrați mai departe. Poftim, Robert. Amplificăm prima fracție cu 8, ca să avem... Sigur că da. Deci egal cu 8x pe cât? 8x pe 56. 6, da. A doua fracție amplificăm cu 5. Foarte bine, egal cu 5y. 5y pe 15. Bun. Și a treia fracție o lăsăm așa. Sigur, și o las la ei, nici nu mă umbli la ea. Da. Las-o acolo. Și acum, uite-o la relație, 8x minus 5y. Merge și adunare și scădere. Da. Deci egal cu 8x. 8x minus 5y. Da, totul supra. Supra 56 minus 15. 56 minus 15. Și egal mai departe cu? Cu 2. 2 supra? 41. Da. Și acum, în dată te apuci. X pe zi. X supra 7. Egal cu 2 pe 21. Că ai găsit valoarea raportului, ca la acela. Da? Zi, vorbește. X supra 7 egal cu 2 pe 41. Da. Rezultă că X egal cu 14 pe 41. Corect. Apoi. Apoi Y pe 3. Y pe 3 egal cu... Egal cu 2 pe 41. Da. Rezultă că Y egal cu 6 pe 41. 6 pe 41. Și Z. Și Z pe 1. Da. Egal cu 2 pe 41. Rezultă că Z egal cu? Egal cu 2 pe 41. 2 pe 41. Și produsul, domnule. Hai să vedem la produs. Hai că am făcut pe numele de asta, rog. 14 4 formă. Da, merge și ideea. Că știm pe X, Y și Z acum. Da. Și doar că... Și ne mulțim, nu? Ne mulțim. Când am aflat. Atât, e banal. Că nu spune să găsim pe X, Y, Z în condiția că ar fi știut produsul, ca și cum ar trebui să fie independent. Da. El pur și simplu ne-a spune că calculați produsul. Și deci X ori Y ori Z egal cu. Cât? 14 cu 41. 14 cu 41, X-ul. 14 cu 41. Așa, ori. Y cu 6 pe 41, ori Z care este 2 pe 41, și egal cu 12 ori 14, 168 pe 41. Terminat exercițiu. Următorul, Robert? El nu mai are, dar dacă vrea să mai lucreze de undeva din capitolul ăsta. Hai punem vreun câteva ieșiți din capitolul ăsta ca să... Care crezi tu, Robert, nu le știi? Care se pare mai frumușele acolo? 35. Hai să vedem. Fie A, B, C aparțin... A, B, C aparțin cui? Nu erai? 35. Noi l-am făcut, domnul profesor, dar el nu era. Bun, îl facem. Da. 35, Q plus. Aparțin lui Q plus, da? Da. Astfel încât A supra B plus C. A supra B plus C. Egal cu B supra C plus A. B supra C plus A. Și egal cu C supra A plus B. C supra A plus B. Da. Arătați că... Deci arătați că n-ai fost dat din așa. A mare. A mare egal cu 7 ori. Că 2 cu K mare egal cu 7 ori. Ori A plus B supra B plus C. Ori A plus B supra B plus, B plus C. Plus 5 ori. B plus C supra C plus A.
plus 4 ori C plus A supra A plus B. Deci arătați că A mare este număr natural pătrat perfect. Deci arătați că A mare egal cu egal aici. Așa, egal pătrat perfect. Pătrat perfect. Ai o șansă, Robert, că nu mi-l amintesc deloc. Dar eu am venit cu prima da. Stele, atenție, 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 de foarte multe ori mi se întâmplă așa. Pentru că, probabil, mă strădui de multe ori să vă spun, aici aveți grijă, a fost foarte interesant, nu știu ce, nu știu cum. Nu ridica mâna, că nu am nevoie de intervenție, am nevoie să văd dacă ne amintim ceva, dacă eu mi-amintesc, dacă nu mi-amintesc eu, asta e situația. Am compus cu Ani Mormone Gheșițiu, la gazetă, mai făceam așa antrenamentul ăsta. Dacă ați sezizat uneori, vă invit și pe voi să aveți, să gustați din frumusețe acest actul de creație. Este spectaculos. Dacă ne dezvoltăm ca niște roboțelei, nu-i deloc bine. Trebuie să ajungem să ne lăsăm mintea să alerge și să prindă tot felul de chestii frumoase. Ei, vă spuneam că am făcut acest antrenament și am compus la un moment dat, există gazeta matematică, dacă ați auzit ea. Nu știu dacă mai există acum. Da? Bun. Și în gazeta matematică am compus niște greșițe la un moment dat. Și unul din greșițe acelea am uitat să-l mai fac. Am uitat cum l-am făcut. Asta se întâmpla prin 80. Și nici o clipă nu mi-am amintesc. Am pierdut hârtia, am pierdut soluția și nu mai știu nici. M-am gândit de foarte multe ori să-l lucrez. Dar și Robert are idei, chiar nu mai am eu una. Hai să vedem. Da, mama, eu ce sunt. Mă gândirea lui. Stai o secundă. Măi, Veruna. Tu ai un of al tău. Da. Nu știu de ce te bați tu, în loc să te bați cu tine însuți și să spui dacă aș găsi o altă idee în afară de cea care o am. Acum ai tu o idee. Ți-ai amintit-o pe cea care am făcut-o acolo? Pentru că am lucrat-o, dar de ce nu faci pe 36, domnul profesor, păi, dacă e așa de creșteaptă? Păi, hai să faci pe 36. Nu numai asta, dar mă gândesc chiar la ieșițiul ăsta. Iată, eu ne-am mai aducându-mi aminte, să vă răspund sincer că nu mi-amintesc acum, am o șansă să putea să mă duc să găsesc o altă idee. Corect. Asta e spectaculos. Și împreună Robert și Andrei și cu Andrei și cu toată lumea, haide să încercăm să vedem dacă nu cumva, luându-l de la zero, că acum parcă mi-a fost ștearsă memoria, și încerc să urmă să văd concret dacă pot să-l fac. Ia să vedem. Deci, am așa, ca A supra B plus C, egal cu B supra C plus A, egal cu C supra A plus B. Și mie îmi cere să 7 pe lângă A plus B supra B plus C, 5 pe lângă B plus C supra C plus A, plus 4 supra C plus A supra A plus B. Nu-i deloc simplu pentru mine. Mai ce să-i fac eu ca să apară cât de cât. Nu încercăm nimic. Încercăm să facem efortul, să ne gândim la proporții derivate, la ceva, ca să fie o chestie. Nu-mi dau seama ce aș putea să fac pe moment. Dar totuși, privesc rapoartele. Deci insist la rapoarte, zic așa. E A și deci e B plus C. Tocmai A-ul le lipsește. B-ul și aici C plus celelalte două. C-ul și celelalte două. Și acum mă cantonez pe chestia. Observația pe care o am și știind că la un șir de la poartă, la egalitate, la o proporție de asta, pot să permit să apară proporții derivate. Adică, pot să adun numărătorii la numitorii sau numitorii la numărători. Și proporția se păstrează. Da. Da? Deci, aș putea să continui să adun numărătorii la numitori și ar apare așa.
asupra B plus C plus A. Se modifică. Deci A egal cu B egal cu... Haideți să scrim așa ca să înțelegem toată lumea clar. Deci numărătorii care sunt adunați, pe cine afectează? Pe numitor. Înseamnă că numitorii se modifică. Numărătorii păstră A, B și C. Și la numitor ce să spun, Robert? B plus C plus A. Sau A plus B plus C. Da. Pe urmă. Egal cu B pe A plus C plus B. A plus B plus C. Și egal cu? C supra A plus B plus C. C supra A plus B plus C. Și, deodată, a apărut o chestie care e foarte tare, mă lovește, pur și simplu. Văd că numitorii, am un șir de rapoarte, niște fracții egale, care au același numitor, și dacă au același numitor, numărătorii sunt egali. Deci de aici rezultă că A egal cu B egal cu C. A egal cu B egal cu C. Superbă chestie. Deci o simplă mișcare de asta lipezește greșițiul. Că în momentul ăsta ori mă pot duce la A mare, A mare va fi egal cu 7 înmulțit cu. Oriunde, dacă iau pe A din bază, în loc de B și de C, pun A. Că doar A e egal cu B, egal cu C. Deci în loc de B pun A, în loc de C pun A. Deci va fi egal cu 7 ori. 2. Vorbește. 2A. 2A pe 2A. 2A pe 2A. Plus. Plus 5 ori 2A pe 2A. 2A pe 2A. Plus. Plus 4 ori 2A pe 2A. 2A pe 2A. Și, de fapt, 1, 1, 1, 1, și face aici 7 cu 5, 12 și cu 2, 16. Și 16 este 4 la 2. Terminat de nici. Pătrat perfect. Mai este și punctul B. Foarte frumos. Deci, este prima dată nu l-am făcut așa, domnul. Băi, de-aia v-am spus. Nu știu cum l-am făcut. Nu, păi, dar îți ofer șansa nu să mergi pe același drum. Băi, vreau să mă credeți că totdeauna am urmărit să merg pe drumul necunoscute. Ci că nu merge pe unde te duce drumul. Mergi pe unul care nu există și dacă poți lăsa, lasă și o urmă. Este superb. Rostesc mai rar. Nu merge pe unde te duce drumul. Adică cu ochii închiși, mergi pe cărare, că există o cărare. Ci mergi pe unul care nu există. Adică defrișează tu. Și dacă poți lăsa, lasă și o urmă. Adică o satisfacție fantastică când tu ai reușit să defrișezi și să lași cărare ca altcineva să te urmeze pe tine. Super. Asta este lucrul esențial pe care eu îl dezvoltă. La Profi Online, tot timpul mi-am propus să dezvolt la elevi actul de creație. Și vă mai spun încă un lucru. Vă spuneam că ginerele meu a fost preluat din clasa 8-a de mine și l-am crescut în virtutea acestui stil de a gândi. Acum l-am regăsit la Microsoft în postura celui care, iată, îl sună cineva, eram cu el în mașină, îl sună cineva care se interesa de un o poziție pe care o scosesc el la concurs. Adică trebuie să înțelegi chestii în management, acolo are o echipă și a scos, a vrut să angajeze pe cineva. Și atunci a oprit mașina, așa stat de vorbă și a dat relații în legătură cu ceea ce cere el. Se interesa respectivul cam ce anume ar dori de la el la interviu care urma să-l dea. Și l-am întrebat. E, Ade, acum, spune-mi, te rog, ce urmărești tu la interviu? Chiar mă interesează. Profesorul de mine vrea să vadă și să afle de la tine cam ce anume urmărești tu. Păi zice, nu mă interesează câtă informatică știe. Mă interesează să văd cum îi merge microprocesorul.
Deci, pe mine mă interesează acest lucru. Zic, îmi răspuns formidabil de frumos, interesant. Da, vă spun tata încă un lucru. Anume că pentru a ajunge la mine, nu se ajunge așa ușor. Există un prim interviu care îl dă cu altcineva și dacă îl trebuie pe acela, ajunge la mine. Ca să stea adevărul cu mine, chiar cel care va susține interviu. Și de regulă caut oameni, aici este spectaculos, caut oameni care își găsesc de lucru pe jobul lor. Angajez pe aceștia. Adică ce înseamnă să găsească de lucru pe jobul lor? În clipa în care este angajat acolo, în subordinea lui, să nu aștepte doar idei de la el, ci el, pe bucățica respectivă, să poată să se desfășoare, să găsească și el idei. Și spune, să-i spune, uite, am mai găsit aici o chestie, putem merge stânga, în dreapta și așa mai departe. Deci, caut pe cei care sunt în stare și să-și găsească de lucru pe jobul lor. Pe ce îi angajez? Ei, acest lucru care vă spun cu dragilor, mi-a încălzit inima de bucurie, pentru că este exact rodul muncii mele din toată perioada cât am avut legătură cu el. Și sunt, iată, 4 ani de liceu, care au fost sub agheta mea cu matematică și matematică și apicultură, matematică și informatică, dezvoltând în el și toți elevii mei acest stil de a gândi altfel decât în mod normal. Există o bucurie imensă când face ieșițiul acesta, parcă atunci l-ai întâlnit prima dată, încercând o altă idee. O altă cale. Ăsta este pe aspectul frumos. Deci nimeni din ce am văzut pe internet și pe tot ce se întâmplă, nu se preocupă de a dezvolta actul creativ la copii. Ci pur și simplu îi robotizează, îi dă rețete, modele. Face așa, că așa trebuie făcut pașii ăștia. Ți-amintește, adică i-ai spus, mi-am trecut acum 2 plus 4 plus 6, sau nu știu ce făceam noi, erau, nu 2, plus 2 la 2, plus 2 la 3, plus 2 la 4, plus 2 la 5, 6. Și era o sumă de aceea și i-ai spus, facem așa, nu știu ce. Tu zici, băi, facem pașii ăștia. Dar nu-i înțelesești. Deci mă frământă foarte tare gândul ca tot ceea ce facem să fie bine înțeles. Ca voi, la rândul vostru, să puteți face ieșiții asemănătoare. Vrem să pătrundem în mintea autorului. N-am ajuns acolo. Dezbrăcăm pe autor. Ce bine ar fi. Este superb. Este superb. Este extraordinar când ai pătruns în mintea autorului și l-ai dezbrăcat. Și ai aflat toată partea intimă a modului în care gândește. Ca tu de acolo să te inspiri, să faci tu la rândul tău ieșiții. Să prea noi dificultate. Asta e super. Asta e super. Mai avem și Bela. Haideți să văd. V-am povestit aceste lucruri care sunt spectaculoase. Calculați valoarea expresiei B mare egal cu... Să calculăm valoarea expresiei B mare egal cu... A pătrat plus 2B pătrat plus 3C pătrat totul supra AB plus BC AB plus BC plus CA plus CA. Asta e punctul B al expresiei. Aha. Deci a fost A și acum e B-ul. Da. B-ul. Bine. Mi se pare că în contextul de mai sus. Exact. Știți că A egal cu B egal cu C. E banal de acum. Oriunde vedem B și C, punem A. Dacă am egalitatea asta pe care am prins-o după așa să-și șmecherii, superbă. Faptul că am adunat numărătorii la numitori, mi-a ieșit formidabil de rapid de chestiu. Deci A egal cu B egal cu C și atunci înseamnă că am să pun peste tot unde văd B și C, A. Și vine A la a doua, plus 2, A la a doua, plus 3, A la a doua, totul supra A pătrat, nu? A pătrat cu eu. A, B, dar B, A. A pătrat. Da? A pătrat, plus. Adică dacă ceva nu-i clar, mă opriți, că eu poate o fur prea repede și... Nu. Da? B pătrat, A pătrat, plus. Tot A pătrat. Tot A pătrat, sigur. Plus. A pătrat și face acum. Cât e egal acolo? Cine zice, repede?
2 cu 3 și cu 1, 2 și cu 3 și cu 1, de-al dea pătrat, mere, mere, un număr și cu 2 mere și cu 3 mere. 6 a pătrat. 6 a pătrat, supra? Supra cât? Câți de-al dea pătrat? 3 a pătrat. 6 a pătrat, 6 cu 3 și face 2. 2 la mare. 2 a pătrat. Nu mai este că a pătrat, s-a simplificat. Așa. Da? Deci a pătrat și atunci 6 pe 3 egal cu 2. Simplu. Simplu. 7 stele. Păi, da? Da, dar unde a fost momentul cel mai tare? Haideți să vedem unii. Acolo, când trebuia să rămească eu, numai aia. Hai. Deci acolo e ideea ta. Dacă nu știați că e egal cu B și egal cu C, nu deci, mai greșitul nu demarează decât după acest moment de inspirație. Știți cum e ca... A face o problemă de matematică este ca și cum a intrat într-un spațiu, într-un încăpere, unde e întuneric. Și pentru prima dată intri acolo și ce cauți tu, nebunit? Cauți întrerupătorul ca să facă lumină. Dar până să ajungi la întrerupător, te lovești de toate colțurile, de la șifonier, de la nu știu ce. Te alegi cu multe cucuie, da? Abia când ai dat acolo sau făcut lumină. Ei, momentul în care se face lumină este când adunăm numărătorii la numitori. Este superb. Da? Asta e momentul de spate. E Hristos s-a rupt, gata. E țândă de făcut. E al nostru. Dar până acolo avem un pic de tatonare. Nu trebuie să tatonez, să vedem. Și să vedem mai departe, în alte chestii. Hai, 3, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Hai să încercăm încă unul. Da. Dacă nu putem face, este un lucru de remarcat. Nu-l putem face, de acum o să ne ocupăm de el până facem. Dacă nu putem face seara asta, îl facem mâine, poi mâine și vedem noi când. Deci, nu ne lăsăm. Deci, vedeți? Atenție. Să aminte că poate să ne trag acasă dacă nu putem face. Da, apropo de asta. Da. Dar eu vă spun că trebuie să ai o atitudine pozitivă. Nu neapărat la prima citire putem face un exercițiu de așa, dar dacă gândim pozitiv că vom face și vom face, sigur vom reuși. Practic, nu se lasă. Scriem cu toții, da? Determinați numerele raționale A, B și C, știind că 15A... Deci, cine este A, B și C? Cine sunt? 15A este egal cu 12B. 15A egal cu 12B. Egal cu 10C. Și egal pătrat cu 10C. 10C. Și A pătrat plus B pătrat este egal cu 164. A pătrat plus B pătrat egal cu 164. Să vorbim pe el. Păi, notăm mai întâi A pe B egal cu 12 pe 15? Ca să le dăm în fracție. Deci A pe B egal cu 12 pe 15, B pe C cu 5 pe 6, A pe C cu 12. Dar mai multe întrebări sunt acolo, că nu numai atâta. Ce trebuie să facem? Mai să aflăm pe A, B și C, nu? Da. În relație, da. Se poate face. Eu mă gândeam că e o problemă, dar reușim. Zi, Miruna, ce putem face aici? Păi A pe B egal cu 12 pe 15, adică 4 pe 3. Da, dar nu ne ajută. Păi eu eram din chestia să ne-am luat pe A egal cu 4B pe 3 și am... Eu merg pe mâna ta, știi că sunt foarte respectuos pe chestia asta. Orice idee care vine, când ne împotbolim, atunci nu se mai ia. Dar dacă a venit o idee, zicem. Deci tu spui așa că A pe B asupra B egal cu? 4 pe 3. 4 pe 3. Sunteți de acord? Ar fi fost 12 da. Pe cât? 12 pe 15 și apoi l-am simplificat cu 3. Stai, dacă da, 12 pe 15 nu face 4 pe 3. Adică 12 pe 15, bă, 3 4 pe... 4 pe 5, da. 4 pe 5. Asta nu mi-a ieșit. Deci A pe B egal cu 4 pe 5. Că ar fi fost cât? 12? 12 pe 15. Simplificăm din 3 și face 4 pe 5. Deci A pe B egal cu 4 pe 5. Păi 2. B pe C, 5 pe 6. De acord? Da. Bine. Profund. Și acum? Și acum e una continuă. B pe C. Nu lasă, focalizează-te că ai o relație între A și B. Și aici e A pătrat plus B pătrat. Nu trebuie să mai vezi mai departe. Lasă B pe C. A egal cu 4 B pe 5.
A egal cu 4 B pe 5. Dar hai să facem prin mișcări de astea elegante pe bază de rapoarte. Fiindcă vorbește autorul de A pătrat și B putem pătrat. Putem să amplificăm la numărători un A și la numitori un B? Nu, ridicăm la pătrat. Și A. Stânga și dreapta. Deci o să zicem că noi avem așa, A pe B, A pe B egal cu cât? 4 pe 5. Și ridicăm la a doua și stânga și dreapta. Și atunci rezultă de aici un alt raport, o altă proporție, A pătrat pe B pătrat egal cu 16 pe 25. E o altă proporție asta. Și urmărind noi că avem A pătrat plus B pătrat, ce ne vine în minte? Că A la doua egal cu 16. Să adunăm numărătorii la numitori sau numitorii la numărători. Dacă apar, se apară A pătrat plus B pătrat. Că este dată de mine. Da? Este dată în relație. Da, și atunci, numitorii la numărători. Numărătorii la? Numitorii la numărători. Da. Deci, egal. Aici putem pătura pe egal, da? 164. A pătrat plus B pătrat supra B pătrat este egal cu 16 pe 25. Și acum o să avem 164. Și egal mai departe, când loc de A pătrat plus B pătrat. 164 supra? B pătrat. Și iată ultima relație foarte tare obținută. Atunci B pătrat e 25 ori 164 pe 16. Și deci B pătrat va fi egal de aici cu 164 ori 25 supra 16. 164 ori 25 supra 16. Nu trebuie să mulțim, Miruna. Trebuie să analizăm. Dacă nu pe 164, îl vedem ca un pătrat perfect. Nu cred că e un pătrat perfect. 139 e 13. 196 e 14 ori 14. Și aici e 164. Nu avem deocamdată șansa asta, dar să vedem dacă nu putem face simplificări atunci. Merge printr-un cât? 2. Cred că merge prin 4. Da. Și aici vine 4 în 16, e 4 ori, 4 în 4 odată. Și aici 4. Și atunci îmi vine 41 ori 25 supra 4. Nu e un pătrat perfect să-mi placă mie, din păcate, este vreo greșeală. Hai să mai reluăm exercițiul. Nu 164 aș fi așteptat. Eu aș fi așteptat un pătrat perfect. 169, care e 13 ori 13, că mi-ar fi plăcut teribil să fie așa. Pentru că aș fi scris aici 13 la pătrat, ori 5 la a doua, supra 4 la a doua, și fiind la a doua toți, aș fi zis 13 ori 5 supra 4, totul la a doua. Și așa trebuie gândit de autor. Pentru că numai așa, dacă B la a doua e egal cu așa ceva, B simplu, 2, 2 exponentul, înseamnă că B va fi egal cu 3, 13 ori 5, 65, nu? Supra 4. Și era clar, să iasă frumos. Da. Deci numerele astea nu se dau la întâmplare. Ele se dau așa fel, încât în momentul de față se poate pătrat perfect. Mai reluăm o dată. Să ne optim. În jurul de acolo, de 15 egal cu 12, B egal cu 10, ce putem să facem? A egal cu B egal cu C. De ce? După aceea, A la 3. Dar de unde să fie A egal cu... A se mulțește cu 15. 15 de al de A. 15 de al de A fac 10, 12 de al de B și egal cu 10 de al de C. Deci ele sunt disproporțional. Nu sunt egale. Data trecută, când mi-a ieșit așa, A egal cu B egal cu C, mi-a ieșit că la numitor era același lucru. Ți amintești cum mi-a ieșit mie așa? A fost A supra A plus B plus C, egal cu B supra A plus B plus C, și egal cu C supra A plus B plus C. Ei, fiind același numitor, B
două sau mai multe fracții egale cu aceeași numitor înseamnă numărător egal. A egal cu B egal cu C. E altceva. Altceva. Deci, repetăm. Mai întâi să vedem dacă noi nu avem o greșeală în raționare. Că ieșițiu s-ar fi putut face mult mai simplu, mult mai simplu, notăm cu K valoarea fiecăruia în parte. 15A egal cu K. Și de acolo scoatem pe A. Dar eu am mers pe alte chestii mai... Deci iată, cum să zicem, 15A. Mergem pe culoarul ăsta, tu să vedem dacă e greșeală. Da? Zicem, 15A, Robert, 15A egal cu K. Când ne scoatem pe A, egal cu K, supra 15. 12, B egal cu K. De unde scoatem B? Egal cu cât? K supra 2. Și pe A, cu A și B știuți. Supra 12. Supra 12, da. 12, corect. Cu A și B cunoscuți, ne ducem în relația dată de autor. Și în loc de A pune K pe 15, și vă spune, K supra 15 la pătrat. La pătrat, era A pătrat. Plus B pătrat, adică K supra 12 la pătrat, egal cu 164. Ăsta e culoarul cel mai rapid. Deci cel mai ușor de abordat, decât cu artificiile de calcul, cu firul de rapoarte, cu nu știu ce acolo, proporții. Deci notând cu K, e spus pe A, B, funcție de K, așa cum am venit, este o relație numai în K. Și dacă știm pe K, ne-am întoarce și găsim pe A, B și C. Suntem la tiriștiu. Forma cea mai rapidă. Hai să vedem. Echivalent cu. Cum se ridică o fracție la o putere? Se ridică și numărătorul, clasa 5 a învățat. K la a doua. Supra 2, 15 la a doua. Da? Deci vom avea K la a doua. Supra 15 la a doua. Plus K la a doua, supra 12 la a doua. Egal cu 164. Și bine, K la a doua, supra 225. Plus K la a doua, supra 144. Egal cu 164. Ei, se vede că am pe K pătrat aici comun și o să ridic 144 cu K pătrat sau scot pe K pătrat în factor mai întâi și zic K pătrat pe lângă 1 pe 225 plus 1 pe 144 egal cu 164. Și acum o să aduc aici același numitor, nu? Cu cât amplificăm aici? Cu 144. Din coace cu cât? Cu 225. Și o să am K pătrat pe lângă 144 plus 225 totul supra 225 ori 144 egal cu 164. Și vine K pătrat pe lângă 144 și 225 face cât? 369 supra 225, nu mulțim. 225 ori 144. Și-o corect este. E egal cu 164, da? Da. 164. Nu mulțim. Deci e. Ideea este următoare. Ca ieșițul să meargă frumos, ar fi trebuit ca 369 ăsta să se împartă cu 364, cu 164, ca 225 și 144 care e pătrat, cred că să rămâne neatins. Dar nu se împarte. Tot în același motiv, că este o greșeală aici. Încă o dată, noi am zis 169 ca să fie rapid un pătrat, dar poate fi alt număr. Eu aș aștepta aici să fie 369, nu se poate 164, de două ori ar merge, nu merge.
Am făcut și o mulțire. Nu. No. Mulțirea nu e un scop în sine, ci ideea de lucru, să vedem ce... vezi, poate ne dăm seama de la răspuns exact. Să facem noi modificarea. Da, dar știți că la răspuns A egal cu 8, B egal cu 10, ce egal? A egal cu 8? Mă interesează. A egal cu 8. Deci A egal cu 8. B egal cu 10. Da, da, noi despre A cât am zis? K pe 15. Înseamnă că 8 este egal cu K pe 15, da? Da. Și K de 8 ori 5, 120. K egal cu 120. Da? Dacă dă 120, acum ar trebui să mese aici, în calcul, ăsta este cât 15 parte da, la pătrat, da. Ori 12 la pătrat, deci ar veni ca pătrat, ca pătrat, egal cu 15 la pătrat, ori 12 la pătrat, ori cine, încât să fie 120. Deci, par simplu, doar ca un pătrat. Păi, un pătrat perfect să fie. 5 ori 12 cât face? 5 ori 12. 15 ori 12. 15 ori 12. 180. 180. 180 la pătrat este. Da. Oricine a înmulțit un pătrat perfect ca să-mi dea 120, adică înmulțit cu... Imposibil. Nu, cum să te iei? De ce e imposibil? 2 pe 3. 2 pe 3 la pătrat. Cu 2 pe 3 la pătrat. Pentru că 180 mulțit cu 2 pe 3, 3 sunt costul de simplificat 60, ori 2, 120. Da, corect. Și ar fi 120 la pătrat. Nu? Ca pătrat e ca 120 la pătrat. Și ca să fie așa, ca va rămâne 120. Deci, da. practic, mie îmi trebuie 164 supra 369 164 supra 369 trebuie să dea în final un 2 pe 3 la pătrat. Adică 4 pe 9. Că 2 pe 3 totul la pătrat e un 4 pe 9. Să vedem dacă se poate ajunge la 4 pe 9. 164... 4, să împărțim pe 41. Pe 41, da? De 4. 4 și aici 369 trebuie împărțit prin 4. Prin 41. Prin 41. De 9. De 9. Da. Este excelent. Și avem 2 pe 3. Excelent. Sunt de da? Extraordinar. Da. Deci... Și extraordinar. Chiar extraordinar. Ce? Într-adevăr, deci putem continua ieșițiul. Eu, 41 nu am văzut că e număr divizibil atât al 164 cât și al 369. Deci trebuia să avem curaj să continuăm. Ne-am oprit prea devreme, am vrut trebuie să stăm de ieșițiu. Da. Dar... O mătăcine. Da. O mătăcine. Așa fugit. Nu. Păi tu ai bătut. Poate ai bătut și ai stat. Așa. Bine. Hai să ne întoarcem. Este forma de protest a ta. Spune, băi, dar mai ne chinui cu tâmpenii de ăsta. Până când? Până unde? Noi da. Am obținut acest 41. Da, da. Când am lucrat, uitați-vă acolo, 41-25. Da. Așa. Vedeți? 41-25 și nu mi-a plăcut. Da, nu mi-a plăcut acolo, că nu mi-a aranjat ieșit cum trebuie. Dar acum să continuăm, că aici avem șansă da. Să finalizăm. Deci, dragilor, haideți să avem curaj și să spunem așa. K pătrat pe lângă 144 plus 225 adică cât au fost pe final? 300 și cât era? Deci ca pătrat ori 300, spuneți-mi, 369 supra 225 ori 144
este egal cu 164. Și atunci, cât va fi, cu cine va fi K pătrat ăsta egal? Egal cu linii fracții. Cu 225 ori 144 ori 164 supra 369. Simplificăm 164 cu 369 prin 41 și obținem aici, cât am zis noi că obținem? 3 parcă sau 2, cât vine 3, ca când împărțim pe... La 41? 4 parcă vine. 4 și 9 jos. 4 și jos 9. Da. Atunci egal cu 225 ori 144 supra 9 ori 4. Da? Și egal mai departe cu, zicem, egal cu 225 în loc de 225, zicem, 15 la a doua. Ori 12 la a doua. Ori 2 la a doua supra 9 și 3 la a doua. Și fiind la a doua fiecare și fiind înmulțire și împărțire, putem scrie ca o fracție totul la a doua. Adică ce putem scrie? Egal cu 15 ori 12 ori 2 supra 3 totul la a doua. Dar 3 cu, se simplifică cu cine? Cu 15 sau cu 12 și face aici 4. Și face egal mai departe cu 15. 15 ori 8 la pătrat. Și 15 ori 8 fac 120 la pătrat. Iată că am descoperit că pătrat este egal cu 120 la pătrat. Și dacă așez K pătrat este 120 la pătrat, deci K e egal cu 120. Da? Deci, în final, a fost vorba de un calcul algebric. Nu degeaba să fac ieșiții de acestea înainte de a ne duce probleme dificile. Am scos pe K pătrat, am ajutat și ajutor, lucru banal. Și ieșițul era cât pe ce să oprească, să se blocheze, pentru că nu se sesizase că 369 și 164 au ca divizor pe 41. Aici puteam să împărțim. 169 este aici și 364 dincolo. Și împărțeam pe 41 stânga dreapta și aveam să obținem că acest K e 120. Și dacă K este 120, știm pe A, B și C se pot afla toate cele trebuie. Nu? Da. Deci nu... Eu am făcut, domnul profesor, A supra B este egal cu B supra 15. Dacă uitați la fricăle 2. Da. 15 egal A egal cu B supra 10B. Da. 15 egal B. Și atunci am ridicat la putere. La pătrat. La pătrat. Și avem A la a doua supra 154 egal cu B la a doua supra 225. Da. Le-am adunat, a pătrat cu supra. Dar era mai bine la 4 pe 5 să te oprești, ca să nu ai numere așa. Nu, că eu n-am scris A supra B. Da? Eu am scris A supra 12, domnul profesor. Aha, da. Și mie mi-a ieșit repede 2 pe 3 și am... Deci, tu n-ai făcut... A supra 12. Nu așa cum am mers Miruna, da, tu ai mers A supra 12. Egal cu B supra 15. Da. E la fel de corect, da? Sigur. De aici, de aici, aici, la fel de corect. Așa, am ridicat la pătrat. Ambele. Ambele, da. Așa. Deci de aici obții un alt... A la pătrat supra 144. A pătrat 144. Egal cu B pătrat supra 225. Da. Le-am adunat. Și egal mai departe cu A pătrat plus B pătrat. Da. Supra 144. 329. Da, da. Și egal mai departe... 164, da. 164. Da. Am împărțit din 41. Și face egal și 4 pe 9, dă-te K pătrat. Ăsta e K pătrat, valoarea corect. 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 Și atunci, A pe 12 egal cu 2 pe 3 și am obținut pe A egal cu 8. Deci, de aici, K pătrat e 4 pe 9, de unde e K? 2 pe 3. 2 pe 3.
Și dacă l-am găsit pe K, valoarea raportului și am găsit pe A, B și C foarte rapid. Iată rapid ideea. Ce vreau să, și bine că ai intervenit, vreau să vă spun că sunt foarte multe momente când putem să o luăm pe o cale și tot ne ducem și muncim foarte mult, exact, iar el iese ieșițiu. Da. Dar eu mai devreme am spus așa, totdeauna am respect elevul. Corect, am observat. Da. Deci când el, când de Miruna mi-a venit cu ideea A pe B, nu mi-a convenit. Am văzut. Dar zic că clientul nostru e elevul nostru, stăpânul nostru, da. Ei, și atunci am lăsat așa. Și iată, mergând, n-am vrut să abandonez. Am zis, când am plecat la treabă, am zis așa. Vom abandona ideea că se blochează complet și nu mai merge. Dar n-aveam niciun drept ca să te repet pe tine. Ca să spun, stai jos acolo. Nu vreau să iau ideea ta. Ce motiv aveam eu? Am cercetat-o? Ca să spun că am un argument încât să nu fie bună? Nu mi-a plăcut. Am anticipat mersul greu ei. Pe când, așa cum am făcut mama, A pe 12 egal cu B pe 15, oferă o șansă mult mai rapidă de lucru. Pentru că nu este situația asta A pătrat pe B pătrat, cum ne-am dus noi, ci pur și simplu de la proporția asta și aici este un K, să spunem. Dacă ridic la pătrat, e K pătrat valoarea. Și își construiește o altă proporție, plecând de la ea, a cărui valoare a raportului este K pătrat acum. Care adică la pătrat. Și vine A pătrat cu B pătrat la 39. Poate ar fi fost aici, dacă aici ai fi notat cu un K, atunci K pătrat, ca să înțeleagă toată lumea, cred că așa trebuia să fie zis. Deci, fiindcă asta există o valoare raportului K, atunci K pătrat egal cu A pătrat plus 49 egal cu B pătrat plus 225, egal cu A pătrat plus B pătrat plus 369 și egal cu, ca să mă înțeles, că la K pătrat e plecat. Da? Și nu la sfârșit punem K pătrat, că este forțată mâna. Și atunci, dacă K pătrat e 4 pe 9, K simplu e 2 pe 3. Că pe 4 pe 9 putem spune ca fiind 2 pe 3, totul la 2. Și iată, K-ul e 2 pe 3. Și dacă l-am găsit pe K, totul este banal pentru că știu pe A, B și C. Că acest cal e știut acum, 2 pe 3. Da. Și toată munca noastră aici, exact. Dar munca noastră s-a dus, cum să spunem, pe culoarul acela, încât ne-am încăpățânat să abandonăm mai devreme. Că n-aveam motive. N-aveam motive să spun, Miruna, stai jos acolo, că nu-i bun. Da. Când spui că nu-i bun, tu, profesor, spui nu-i bun, ai descurajat-o, i-a data viitoare, elevul, nu mai îndrăznește să mai vină cu ei altă idee. Că zice, păi toată de ce mi-a spus că nu-i bun? Păi, alea, așa că am spus-o eu și gata, nu-i bun, dintre ce vine la mine? O idee? Ăsta e lucrul spectaculos care am făcut-o de una în clasă la copiii mei. Deci tot timpul am stat de vorbă cu ei și ușor, ușor ne-am văzut colaboratorii mei și orice idee pe care au avut-o, am respectat-o foarte tare. Iar când a venit o idee mai frumoasă, mi s-a întâmplat de foarte multe ori, când din banc a venit o idee mai bună decât a mea, am avut puterea să spun că a lui e mult mai bună decât a mea, cum am spus acum pentru mama. Și a spus de ce? Cum e mamă? Mama nu. Nu. Regulul respectiv nici nu am stat pe gânduri. Pe a mea am distrus-o pur și simplu, ideea mea, și am scos-o pe a lui în relief, pentru că mi s-a părut corect să fiu. Și cinstit să arat cât de frumoasă a fost ideea lui. Elevul respectiv, dar în clipa aceea, n-a mai stat pe gânduri, a venit tot timpul lângă mine, a avut tot timpul inițiativă și și-a căutat de lucru pe jobul lui. Super! Super? Ce spune acum? Și-a căutat de pentru că l-a avut curaj să abordeze zona lui. L-am încurajat. De acolo apare omul de mâine, care este inventiv și creativ. Ok, deschid? Dar s-a făcut timpul? 54. Cât este? S-a apropiat de 8? Da. Da. Câteva minute. Eu cred că vine în seria cealaltă, să fac și eu să